Bună! Bun venit sau revenit pe canalul meu! Eu sunt Andrada și pentru astăzi m-am gândit să facem așa o continuare a clipului cu Get Ready With Me în care să vă propun câteva idei de ținute pentru noaptea dintre ani. Știu că s-a mai făcut acest clip și cumva s-a abordat din mai multe unghiuri, însă m-am gândit că poate sunt persoane care mă urmăresc, care se identifică cu stilul meu vestimentar, și atunci am zis că de ce să nu propun câteva ținute, pentru că poate sunt persoane pe care reușesc să le inspir. Așa că, cumva, m-am gândit ce aș purta eu din garderoba pe care o am în uh, diverse contexte. Și așa am luat uh, câteva ținute. Dacă aș merge într-un loc elegant de Revelion, să la un restaurant, uh, am Gândit câteva ținute și pentru petrecerile pe care le ținem acasă între prieteni, dar am gândit și câteva ținute foarte relaxate, foarte casual, foarte legere. Poate dacă suntem la o cabană sau nu știu, nu avem chef să ne aranjăm mult prea tare pentru noaptea dintre ani. Am găsit câteva ținute, adică două la număr, pe care eu una le-aș purta. Și zic să nu mai stăm la vorbă și să vă arăt hainuțele. Um, pentru început vreau să vă zic că eu am să vă arăt așa din mâna mea hainuțele, însă am să inserez într-o parte a ecranului um, propunerea de ținută și hainuțele probate ca să le vedeți și voi mult mai bine, deoarece îmi dau seama că din mâna mea nu cred că se vor vedea foarte bine și foarte clar. Iar prima propunere de ținută, pe care am gândit-o pentru o seară mai elegantă sau o seară la restaurant, în caz că ați rezervat locuri la restaurant sau mergeți la o petrecere puțin mai elegantă în noaptea de Revelion, eu vă propun o ținută cu o rochie neagră. Eu am ales această rochiță neagră care este asimetrică, și care are acest decupaj într o parte și vine strânsă cu un șnur. Ea în partea de jos are mai multe pliseuri și cumva este așa asimetric atât pe umăr cât și în partea de jos eu am această rochiță de pe Shein însă din ce am văzut în online, ea este o copie după o rochie scoasă de cei de la Mango sinceră să fiu, eu nu am văzut când cei de la Mango au scos această rochie pentru că mie mi-a plăcut foarte mult eu am văzut-o direct pe Shein și de acolo am comandat-o am comandat-o cam acum jumătate de an, deci posibil să o mai găsiți pentru că de obicei pe Shein modelele destul de populare sunt replicate de mai mulți vânzători și atunci reușiți cumva să găsiți același produs uh, replicat de mai mulți vânzători online. Uh, eu consider că o roche neagră, simplă, lungă pusă împreună cu o pereche de sandale sau de pantofi este o alegere elegantă și care ne poate salva așa din multe situații în care nu știm exact cu ce să ne îmbrăcăm sau ce să luăm și pe lângă asta este destul de ușor de accesorizat, pentru că dacă punem un colier argintiu sau auriu în funcție de preferințe sau cu perle, de ce nu, și ținuta noastră este gata pentru seara de revelion. A doua ținută pe care o propun este cu o salopetă neagră din satin și anume a, această salopetă neagră simplă care în partea de sus vine ca un corset, are și o panglică cu care putem să o legăm în talie sau dacă dorim putem să înlocuim panglica cu o curea, uh, curea din acea bijuterie cu pietricele cu modele, însă mie mi-a plăcut așa simplu cu cordonul negru. Uh, pentru mine această ținută și această salopetă funcționează foarte bine ca înlocuitoare pentru uh, acele rochițe sau rochii slip dress. Uh, mie nu prea îmi vin foarte bine acele rochi, nu mă prea avantajează sau poate nu știu, nu am găsit eu croiul potrivit sau n-am încercat eu rochile potrivite, însă cumva vin în partea de sus mulată și apoi pică drept, iar eu având șoldurile uh, mai late, picând drept acele rochi, cumva par foarte dreaptă, nu știu, mie nu -mi scoate silueta în evidență, pe mine nu mă prea avantajează doar dacă cumva și le pun un cordon sau o curea în talie și le accesorizez așa puțin. Însă foarte rar văd acele rochii slip dress să vină foarte bine, să cadă așa pe cineva foarte plăcut și atunci eu mă gândesc că dacă ne place materialul și ne place acea idee de rochie de satin care să cadă așa pe tine, Uh, dar totuși nu-ți vine bine, o salopetă din același material uh, mi se pare o idee puțin mai uh, practică și care cred că se potrivește mai multor siluete. Nu mai știu dacă v-am zis, însă salopeta neagră este de la H&M cumpărată. Iar în continuare, ca să vă rog ceva mai colorat, pentru că am început așa cu ținute all black, ar fi o rochie roșie, care de data asta nu este o rochie lungă, ci este o rochie scurtă roșie. La voi să vede un roșu puțin mai aprins, în realitate este un roșu așa mai spre vișiniu, care are aceste falduri în partea pieptului, aceste fronseuri. Ea se leagă cu șnur în zona umerilor, și la spate este simplă. Eu această rochiță am luat-o de pe Outlet Mag cam acum o lună, însă ea este de pe Shein, așa că s-ar putea să o găsiți încă pe Shein sau pe Outlet Mag. Mie mi-a plăcut foarte mult pentru că este o rochie simplă. O rochie simplă care cade, care cade așa în formă de A și pe mine una mă avantajează pentru că îmi adaugă volum și în zona pietului și atunci echilibrăm cumva partea de sus a corpului cu partea de jos și crema așa o, o siluetă, formă de eclepsidră, o siluetă echilibrată. Mie îmi plac rochile roșii să le port la diverse evenimente sau petreceri pentru că mi se pare că cumva te scot în evidență fără să te pui foarte mult efort. Adică dacă ai o rochie roșie și câteva accesorii simple, chiar nude, adică cumva... Nu aș recomanda neapărat să combinați roșu cu negru pentru că e un contrast destul de puternic și în anumite cazuri poate să fie o combinație nefericită. Adică, uitați-vă cât de tare se vede contrastul dintre bluza mea neagră și această rochie roșie. Însă dacă o combinați cu nuanțe de nude, cu nuanțe de auriu argintiu, cred că ați putea scoate o ținută curată, frumoasă și elegantă și să reușiți să atrageți așa toate privirile în noaptea de revelion. Pe lângă asta se spune că dacă porți roșu îți aduce noroc în noul an, așa că dacă ieși pe partea de superstiții poți să, poți să iei o roșie pe tine. Altă idee de ținută care este tot cu o rochie. Chiar am observat, după ce am uitat la filmările în care am probat deja ținutele, faptul că am ales doar ținute cu rochie sau doar ținute cu pantaloni și topuri sau bluze. Chiar dacă am destul de multe fuste, am realizat că ajung să le port destul de rar și cred că port maxim 3 fuste din toată garderoba. Și asta înseamnă că ar trebui să intru puțin în de la cu fuste și să fac puțin o curățenie și ordine, pentru că am destul de multe și dacă nu le port, cumva e și păcat. Adică mai bine mai achiziționez o fustă, două care să-mi placă și pe care mi le doresc de ceva timp și nu le cumpăr pentru că tot stau cu gândul că păi, am multe fuste și nu le port după ce se mai dau bani pe încă una. Deci ar trebui, cred că, să să-mi fac puțin ordine acolo. Însă să continuăm cu următoarea Rochiță. Este tot o rochie neagră, însă de data asta, vedeți voi este o rochie neagră scurtă, nu mai vine, nu mai este o rochie lungă, nu mai vine până în pământ. Uh, mie îmi place foarte mult această rochie datorită perlelor și a acestor pietricele care sunt prinse de ea. După cum puteți vedea voi, ea vine așa cu perle și cu pietricele și la fel este și în spate. Uh, acest rochie am purtat-o chiar la Christmas party ul de la lucru anul acesta. Uh, este o rochie simplă, versatilă, elegantă, pe care puteți să o accesorizați cu o pereche de pantofi stiletto sau cu o pereche de cisme din acelea foarte lungi care vin mulate pe picior. E un variant aceasta, am purtat-o la Christmas party. Uh, și de asemenea e o rochie care are așa o formă de a. De asemenea, Rochia este de la HM, însă o am, cred că de un an de zile, deci nu cred că o mai găsiți în stocul acestora, însă am văzut destul de multe rochii la ei pe site care au tot felul de pietricele și perluțe prinse de ele. În continuare am o ținută care cumva mi se pare și elegantă să poți să o porți la un restaurant sau la o petrecere puțin mai sofisticată, dar în același timp eu una aș purta-o și la o petrecere, nu știu, dată de un prieten sau la cineva acasă, dacă mergem să ne întâlnim și vreau să fiu așa puțin mai elegantă, eu aș purta această ținută care este formată dintr-un top negru de la Zara. Stați că am fire de păr aici pe el. Um, a acest top negru, care vedeți, vă vine în așa ca și cum ar fi încrețit în partea din față și o pereche de pantaloni pe care i-am cumpărat acum câteva luni de la Sinsei, deci pe cește să puteți să-i mai găsiți, care vin așa în culoarea șampaniei și sunt așa puțin... Um, Puțin strălucesc, puțin, lu puțin lucesc și mi se pare că reflectă foarte frumos lumina. Mi-ar fi plăcut dacă pantalonii aceștia veneau mai evazați în partea de jos. Ei, după cum puteți vedea, pică destul de drept, însă dacă erau puțin mai evazați mi-ar fi plăcut și mai mult, însă îmi plac și, și așa cum sunt. Uh, mie mi se pare că este o ținută simplă, elegantă și la Zara, Berșca, Stradivarius găsiți cam în tot timpul anului topuri interesante, așa că chiar dacă nu-l găsiți pe acesta, deoarece eu l-am cumpărat cam acum un an de zile uh, și na, la Zara știm că se schimbă destul de repede colecțiile, însă chiar dacă nu-l găsiți pe acesta, ei tot timpul au... Uh, topuri interesante în stoc, pe care puteți să le achiziționați și să le puneți împreună cu o pereche de pantaloni care sunt um, ori dintr-un material puțin mai prețios, ori care au un croi interesant sau o culoare interesantă. O altă ținută care, din punctul meu de vedere, este așa puțin mai îndrăzneață este formată din această pereche de pantaloni negri, care vin tot așa dintr-un material fluid și care în partea de jos au acest elastic. În mod normal, când vezi genul acesta de pantalon, nu te gândești neapărat la o ținută elegantă, cât probabil te gândești la o ținută relaxată, o ținută de vară, o ținută de plajă. Și aici sunt total de acord cu voi, pentru că eu una i am cumpărat SH și când i-am cumpărat, nu i-am cumpărat cu gândul să îi port la un eveniment, de exemplu, i-am cumpărat cu gândul să îi port la plajă, când mă duc în concediu sau seara, când mă duc la un restaurant sau mă plimb pe faleză, să am așa o pereche de pantaloni care să, care să fie și lejeri și practici cumva în același timp. Însă, dacă ai genul acesta de pantaloni pe care îi pui cu o pereche de sandale sau cu o pereche de pantofi stiletto, cred că o poți să-i duci cu totul și cu totul într-o altă zonă. Desigur, aici ține puțin și de materialul pantalonilor, pentru că dacă este un material din acela foarte spor, foarte elastic, atunci e puțin mai greu. Însă, aceștia sunt cumva dintr-un material subțire, sincer să fiu, nu știu care este pentru că nu au eticheta. Am zis, i-am cumpărat seh. Însă vedeți voi că e așa puțin transparent, puțin lucește și atunci mie mi-a fost ușor să îi accesorizez cu sandale. Lângă care, că pun aici lângă mine, am adăugat acest top din dantelă. Pe care l-am luat de pe Outlet Mag, L-am mai arătat eu în clipuri și am pus acest uh, saco de la Jex, însă el este cumpărat din pic în Și am pus acest saco negru care este foarte elegant din punctul meu de vedere, care după cum vedeți are și aceste revere care lucesc puțin. Adică este clar un saco elegant, un saco de seară pe care nu prea ai putea să-l porți ziua decât poate în anumite contexte tot așa mai formale, mai elegante, însă eu una nu mă aș duce la birou cu acest saco. Și dacă voi sunteți mai curajoase sau mai uh, decât mine, puteți să puneți tot așa o pereche de pantaloni cu un sacou și doar atât, fără să mai adugați și un top de desubt. Însă eu pentru liniștea și siguranța mea am adăugat acest uh, top de dantele ca să fiu sigură că stau lucrurile acolo unde trebuie și nu arătăm mai mult decât este cazul. Însă mi s-ar părea interesant, de asemenea, cu bijuterii din acelea de corp să purtați un sacou. Știți că sunt tot felul de, uh, tot felul de lănțișoare sau de badiuri care au uh, pietricele și cred că ar fi interesant să porți genul acela de accesoriu și peste să vii cu un sacou. În continuare o să vă arăt două rochii care nu sunt cumpărate recent, însă care mi se pare că au fost uh, în trend și foarte populare în uh, acest sezon de iarnă și anume uh, rochile acelea tip plover sau din materiale de plover sau rochii tricotate. Au fost uh, prezente, cred că, peste tot prin uh, magazine, atât fizic cât și online, genul acesta de rochițe și am aici lângă mine o rochiță pe care eu am de la mama mea și... Ea nu știu de unde o are sau de când o are, pentru că eu mă amintesc că eram în liceu când ea avea această rochie și eu i-am luat-o, deci bănuiesc că oricum e de mult uh, timp și este o rochie neagră care vine așa ca o bluziță cu mânecă 3 sfert și care are așa în compoziția ei un sclipici auriu, sper că se vede așa la voi cât de cât, și care vine cu spatele gol, așa pe jumătate, spatele vine gol în partea aceasta. E o rochiță simplă, dar o rochiță de efect care tot așa pot să o accesorizezi ușor și având și acest sclipice aureu în textura ei, mi se pare că o scoate așa puțin din anonimat. O altă rochiță care e tot în aceeași direcție ca cea pe care v-am arătat înainte, cea neagră, este aceasta, care, din ce văd eu, la voi se vede mai gri, gri închis, cu sclipici, însă, în realitate, ea este un albastru închis cu sclipici argintiu. E tot așa o rochiță, numai că de data, este, de data aceasta este o rochiță mult mai lungă care e ca o bluziță, ca un plovăraș, acesta urmează linia corpului și mi îmi place foarte mult și pe aceasta o am de câțiva ani de zile. În perioada respectivă nu prea erau la mod de genul acesta de rochițe, însă mie mi-a plăcut foarte mult, o am de la atmosfer și am văzut că anul acesta se găsesc o grămadă de rochii din acestea, așa că o să reușiți să găsiți în magazinele Max Market ceva foarte asemănător cu rochița aceasta. Și vă am zis, dacă mergeți la o petrecere, o petrecere mai casual, genul acesta de rochiță mi se pare potrivită pentru noapte dintre ani. A, această ținută în sfârșit nu mai este cu negru. ci anume este cu argintiu, pentru că am această bluză gri-argintie, să vă arăt așa, care este asimetrică, după cum puteți vedea, și o pereche de pantaloni albi simpli de la Zara. Așa. Inițial, voiam să fac o ținută cu această bluză, și am zis, băi, nu vreau să o mai pun cu pantaloni negri sau pantaloni închiși la culoare, hai să încerc o combinație mai deschisă. Și am pus-o cu acești pantaloni albi și mi-a plăcut foarte, foarte mult cum se vede. Uh, această bluză din start, fiind ea așa, argintie și cu atât de multe reflexii, atrage atenția asupra tăi, te scoate în evidență și mi se pare potrivită pentru noaptea dintre ani, când... Uh, foarte multe persoane optează pentru haine cu sclipici, cu paete, cu fir argintiu sau auriu în compoziție. Deci, mie una mi-a plăcut mult. O ținută asemănătoare cu cea dinainte este următoarea și anume această bluziță neagră. Doar că de data aceasta nu avem o bluză asimetrică, ci avem o bluză cu mâneci bufante, mâneci de tip balon. Care vine, așa. Bluza este cu Catifia și este o bluză care, vedeți voi, ce frumos reflectă lumina și ce frumos strălucește pe care am pus-o împreună cu o pereche simplă de pantaloni negri. Bluza este de la Cotonier, pantalonii sunt de la Zara, însă sunt din colecții trecute. Dar eu m-am gândit că pentru persoanele care nu vor să atragă. Foarte multă atenție asupra lor, genul acesta deținută cu un pantalon simplu negru și poate o bluză mai elegantă sau o bluză care are un guler interesant sau mânești din acestea bufante ar fi o variantă. Am ajuns și la ultimele ținute, care, după cum v-am zis, sunt așa mai casual pentru persoane care, nu știu, poate sunt la o cabană sau poate efectiv stau acasă sau iasă puțin afară să vadă focul de artificii și nu vor neapărat să își complice foarte tare existența cu o ținută prea elegantă. Și m-am gândit la o pereche de blugi. Am ales această pereche albastră de blugi, o pereche simplă de la H&M. Care îi cu talie înaltă și cu cu pantalonului evazat, pe care am asortat-o uh, prima dată cu o bluză cumpărată de curând, nu știu, vreo două săptămâni să fie de la Sinsei, însă am văzut că atât la Zara cât și la HM au bluze foarte asemănătoare, și anume a, acestea cu perluță. Este o bluză gri care are perluțe atât la gât cât și pe mâneci și are aceste mâneci tip, uh, tip balon. Uh, eu o am în mărimea XS, însă să știți că vine foarte oversize. Dacă aveau 2 XS, cred că aș fi mers pe mărimea respectivă, însă magazinul aceasta era cea mai mică ce am găsit-o. Și vine ok, însă să țineți cont că o comandați online, să o luați cu o mărime sau chiar două mărimi mai mici, pentru că ea vine foarte, foarte lărguță. Și o altă variantă este tot cu aceeași pereche de blugi albaștri, dar cu un, uh, un plover alb. Și eu am luat aici lângă mine acest uh, plover alb, care nu este chiar un alb clasic, este așa un alb cu uh, cumva culoarea untului, să zic. Un alb așa cu un subton cald, care vine așa, cu mâneci clopot, cu mâneci foarte largi, cu un guler foarte mare, dacă puteți vedea, pe ce mare acest guler, și pe mijloc are a, acest detaliu croșetat. După cum v-am zis, rochile, ploverele foarte mari, supradimensionate sau poartă și s-au purtat foarte mult în această iarnă, așa că sunt sigură că nu o să aveți dificultăți să găsiți un plover. Acestea au fost toate ținutele pe care eu vi le propun pentru noaptea de Revelion. Sper că v-au plăcut, sper că v-au inspirat și... Nu uitați că dacă avem puțină răbdare și puțină creativitate, putem crea o ținută și din hainele pe care noi deja le avem în garderoba noastră și să nu fim neapărat nevoiți să cumpărăm ceva nou. Dacă vă place ce fac eu aici, nu uitați de un like și de un subscribe la canalul meu și noi ne vedem anul viitor! Bye!